și pe la mijlocul anului am identificat în societate nevoia aceasta de informare. Eu sunt din Republica Moldova și oarecum sunt pe ambele părți ale baricadei. Sunt și român din țară, sunt și român din afara țării. Sunt și din zonele românimii pe care le-am accentuat atât de mult. Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Republica Moldova. Și atunci am zis că de ce să nu încercăm noi să facem ceva care să acopere aceste zone, să aflăm mai mult despre românii de acolo și ei să afle mai multe despre noi și să devenim astfel, într-o anumită măsură, uniți informațional. De unde ideea de ecoromânsca? Adică ideea de acest titlu, să zic, de acest... Vă place? Da, sincer îmi place. Păi eco răsună, nu? Noi vrem să răsunăm. Sloganul nostru este aici răsună românimea. Alt slogan care ne place foarte mult este ecoromânesc aduce român lângă român. Încercăm să răsunăm și să ajungem mai aproape de românii în toată lumea, cel puțin prin intermediul website-ului și radio. Cine știe pe viitor ce să reușim să facem, dar deocamdată noi suntem aici pentru ei. Ecoromânesc, OSB practic a început, s-a și implicat deja. În cadrul echipei Ecoromânesc sunt câteva persoane din cadrul OSB, tineri de la jurnalism, de la științe politice sau de la administrație publică. Sunt tineri care, din fericire, se pricep să scrie, se pricep să redacteze, să editeze și așa mai departe. Sunt tineri pe care noi le mândrim și ne bucurăm. Studii în domenii